Hei! Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit pentru cei care ați venit pentru a doua parte a acestui clip în turul materialelor mele de artă. Sper că ați avut sărbători faine, sper că puneți la treabă distanțarea socială, sper că sunteți în siguranță acolo unde sunteți și cam aia e. Eu țin o cafea în mână, fiindcă nu știu ce să fac cu mâinile atunci când filmăm aceste videouri. Și rămăsese să vorbim despre hârtii, despre cutia mea cu linere și markere și tot soiul și despre alte lucruri pe care nu le folosesc în mod normal. Așa că, na, cam aia e. Sper să vă placă acest video, m-ar ajuta un subscribe, un like, un share, chestii de genul, ca să înțeleagă YouTube că facem content de calitate. Și cam aia e. Sper să vă placă. Hai, să vedem, luați-vă o cafea și voi și să trecem la treabă. Am aici o cutie faină, care cred că înainte să devină cutie de depozitare a fost ceva packaging pentru praf de copt italienesc. E tare frumoasă după cum puteți vedea. Hai să vă arăt ce e în ea. Am pus în cutia asta toate linerele și markerele pe care le am, plus alte resturi. Din fericire, am făcut un declutter aici acum ceva vreme și am scăpat de tot ce era uscat. Deci le-am făcut să încapă într-o singură cutie. Aceste linere de la Artline sunt superbe. Am unul cu vârf rotund, la care țin enorm, dacă vă place să faceți typography, sunt perfecte de avut, fiindcă au un pigment negru foarte fain și pot face tot soiul de scrisuri rotunjite cu el. Mai sunt acestea de la Graphite, care au vârf de pensulă cu cernelă pe bază de apă, care sunt fabuloase pentru scris caligrafic. Cel negru este favoritul meu. Linerele de genul ăsta au o flexibilitate aparte care te împinge cumva să creezi. În genul ăsta mai sunt și aceste penuri koi de la Sakura, însă personal le prefer pe cele de la Graphite, dacă e vorba de non-culori. Apoi am aceste linere pe care le-am folosit o groază de timp de la Staedtler. Între Triplus Liner și Pigment Liner, l-aș alege pe cel din urmă, mai ales că are și varianta asta de vârf teșit. Ei mai au și varianta de Triplus Color, dacă vă interesează joaca în culoare, dar e un vârf mai grosuț și n-aș zice că pot să-l numesc chiar liner. E mai degrabă o cariocă mai fancy. Iar dacă vine vorba de linere, favoritele mele erau cele de la Standard Graph. Am și Rotring, dar nu o cerneală la fel de pigmentată. Nu știu de ce, ăsta e iar un brand foarte lăudat cu care eu nu m-am înțeles. Găsesc foarte frustrante chiar și creioanele lor mecanice. Revenind la linere, mai am aici niște linere colorate de la Curetake și de la Artline. Și tot de la Artline vreau să vă arăt gama asta foarte interesantă de penuri diverse. Eu am aici un liner pentru desen, este gri, dar și două brush penuri. Cel negru nu are chiar cantitatea de pigment care e pe gustul meu, dar cel albastru este foarte saturat. Și partea fun la ele e că pot fi prinse unele de celelalte. Ca să terminăm cu linerele, mi-au fost foarte utile o bună perioadă de timp aceste linere albe. Am unul de la Uniball și unul de la Pilot, iar mie mi-a plăcut mai mult asta de la Uniball, fiindcă e un pic mai opac. De la Pilot veți găsi culori sau variante de efecte metalice colorate, foarte interesante. Am trecut și prin faza de markere, aici fiind Copic, Winsor & Newton și Ecoline. Cel mai bun de notat ar fi acest brush marker de la Ecoline. Observați probabil un pattern în favorite, îmi plac de mor vârfurile astea flexibile. Și dacă toți suntem la vârfuri flexibile, l-auziți pe pisul pe fundal, am aici pensule cu rezervor, dintre care am testat una cu care nu m-am înțeles excelent. Dacă vreți să facem împreună un test video cu cea de-a doua, fiindcă e nouă și neatinsă. Dacă vreți să investiți într-un set de markere pentru a vă juca un pic cu tehnicile astea, deși nu există brush pen cu vârf flexibil aici, recomand setul de la IKEA. Au un set de markere cu capete diferite și sunt cam 5 din ce mi-amintesc într-un set. Găsiți de la Fine Point la vârf dublu sau marker alb. Pentru varianta de marker cu vopsea, eu le recomand pe cele de la Sakura sau pe cele de la Molotov.
Tot aici țin și tocurile pentru penițe și cutia cu penițe, dar și minele pentru creioanele mecanice. Până acum, din toate creioanele mecanice testate, am rămas la clasicul și ieftinul Bic, pe care îl găsiți peste tot. Folosesc 0,5 pentru a transfera ilustrațiile și cu cât mai tare e mina și cu cât mai subțire este, cu atât mai bine. Și dacă vorbim de creioane, hai să vă arăt creioanele mele pentru desen. Mie îmi place să adun tot felul de obiecte cu poveste. Dacă vă interesează poveștile lor, mă spuneți, dar ca idee, asta e o cutie de porțelan pe care mi-a făcut-o cadou soțul meu. După cum puteți observa, pisicea a avut grijă de ea, dar Cătălin îmi lipește mereu porțelanurile care suferă. Deci, avem aici creioane. Avem creioane de toate felurile. Îmi place să schițez cu creioane grase, iar astea în tonuri gri sunt perfecte. Sunt de mai multe tipuri minele, fiindcă îmi place să am opțiuni și fiecare tip de creion cumva îți oferă altă mișcare a mâinii atunci când schițezi. Pentru schițe mai curate folosesc gama asta de la Faber-Castell, foarte basic, o găsiți oriunde. Majoritatea aici sunt Creta Color și Kohinoor, sper că am pronunțat corect. De la Creta Color am și gama asta Artist Studio, care are și mine tari și foarte tari pentru transfer. E de reținut că o mină tare poate crea șanțuri în hârtie, mai ales dacă aveți talentul să apăsați un pic mai tare atunci când conturați. Mi s-a răcit cafeaua. Deci, avem aici hârtii. Avem destul de multe hârtii, fiindcă atunci când am proiecte personale, îmi place să mă joc și să explorez un pic în zona asta. Dacă e vorba de muncă, merg mereu la sigur, iar asta înseamnă că aleg hârtia asta de la Hane Miule, care mi îndeplinește toate condițiile. Dacă vorbim de hârtie, tot ce am aici e hârtie din Bumba, cu 2000 excepții. Personal mă topesc toată la orice hârtie produce Hane Miule, deci pe lângă ediția asta cold press de 425 de grame, la care mă duc mereu când vine vorba de acuarelă, mai am și seria Britannia, care e hârtie hot press, pe care eu o folosesc în tehnica mixtă de tușuri acrilice cu guașă și acuarelă. Are o suprafață foarte catifelată și fină. E perfectă pentru lucru cu culori un pic mai dense, care nu se adună în texturi ciudate atunci când se usucă. Și ca să nu uit, aici eu vă las și o alternativă mai accesibilă la prima hârtie pe care v-am arătat-o, la asta de la Hane Miule Anniversary, și anume asta de la Reflex. Este acuarel torșon. În general, hârtia de tip torșon e foarte faină pentru acuarelă și lucrul cu apa. Și Fabriano are o opțiune torșon foarte bună, eu nu o am aici. O foloseam în trecut, mai ales colile foarte mari. Deși e mult mai subțire, asta de la Reflex se comportă similar. Nu va tolera la fel de multă apă, dar își va face treaba. Next, avem hârtia asta de la Sonne, pe care vă recomand din tot sufletul să nu o cumpărați, fiindcă este teribil de proastă. După cum vedeți, are o tentă albă struie, care pe mine una mă scoate din sărite. Varianta asta mai mică și mai subțire nu mai are aceeași tentă albastră, însă dispersează pigmentul foarte nasol, așa că nu o recomand nici pe ea. Stă pe aici de vreo 3 ani și n-am de gând să o folosesc curând. E ciudat cum un brand poate produce acuarele bune, dar s-o dea foarte rumbară cu hârtia. Dacă tot facem o paranteză cu brandurile rusești, mai am aici aceste hârtii de care am uitat complet și am și uitat unde le-am cumpărat. Arată pretty, n-am ce zice, dar mi-amintesc că au costat mai mult decât ar fi meritat după cum se comportă când pictez pe ele. Și ca să întrerup seria de fail-uri, am aici hârtie de la Sennelier, Gama Academy, foarte faină și fină. Nu pot să spun că îmi place teribil de tare textura, dar nu se resimte la pictat, doar mă enervează pe mine când o văd. Cred că îmi place mai mult să privesc hârtia torșon, mai ales în lumină. Bumbacul îl arată ca un cer plin cu nori pufoși dacă pui hârtia în dreptul geamului. Am testat recent și hârtia de la Smiltens, mă rup numele astea alambicate. Vă las oricum lista cu tot ce menționez jos în descriere și le veți putea căuta singuri. Deci da, am testat hârtia asta și am lucrat chiar ultimul proiect pe ea, fiindcă mi-a plăcut foarte mult. E tot o hârtie presată la rece, care mie îmi place în mod obișnuit, fiind 100% din bumbac, știți deja lecția. În continuare, e musai să o menționez și pe asta de la Arteza. E o hârtie foarte faină, iar textură ca asta eu nu mai am prin colecție. Se potrivește foarte bine și în relație cu creioanele colorate, ori cu tehnica mixtă de acuarelă cu creion colorat.
Nu știm exact din ce e făcută, fiindcă nu am găsit detalii tehnice în sensul ăsta. O hârtie interesant de lucrat pe ea, mai ales în tehnici umede, e asta de la Hanemiule, cu 90% fibre de bambus și 10% bumbac. Este superbă. Aici e o hârtie de la Shoot, pe care nu știu ce am avut în cap când am cumpărat-o, fiindcă nu se pretează deloc pe ce îmi place mie să fac și este extrem de dificil de lucrat pe ea. După cum puteți vedea, are o textură imposibilă pentru detalii. Probabil că dacă ar fi folosită în scopul ei, ar fi bună, nu știu ce să zic, nu mă pricep. Dacă am să-mi fac cândva ambiția să mă lămuresc cu tehnica asta, vă dau de veste. Am lăsat pe final hârtiile mai subțiri, vă spuneam că am câteva excepții de la hârtia din bumbac. E bine, pe lângă hârtia aia din bambus de mai devreme, o am pe asta de la Fabriano, pe care o puteți găsi foarte ușor și mereu pe raftul la Hornbach. Eu o iau de acolo. Au și paduri cu hârtie pentru schițe, foarte puroasă și mișto de desenat pe ea, cu o tentă gălbuie. Deci un pic a craft. Foarte, foarte drăguță. Și favoritele mele pentru studii fine, eventual pe undeva, pe un balcon, pe o insulă în Grecia, se vede că regret că am ratat vacanța asta, sunt niște hârtii perfecte pentru pictat cu puțină apă, foarte controlat. Eu marchetează ca fiind o hârtie pentru schițe și într-adevăr e perfectă pentru creion, fie el colorat sau grafit, fiindcă e foarte fină, dar mie personal îmi place la nebunie cum arată micile studii în acoarelă pe ea. Am lăsat pe final și moftul pe care l-am aici, e de la Senelie, probabil că îmi va lua undeva la 5 ani să-mi fac curaj să pictez efectiv în carnetul ăsta. Ne auzim atunci, vă anunț cum a mers, dar având în vedere cât a costat și că e artist grade, am așa un sentiment că o să fie ok. Și acum că am terminat cu subiectul ăsta stufos, vă mai arăt ce plutește pe aici prin cutii. Nu știu dacă v-ați prins până acum, dar nu vă arăt toate culorile din fiecare produs, care însemna să pescuiesc pe aici prin haos și nu cred că e neapărat relevant, dar țin să vă povestesc un pic despre interacțiunea mea cu fiecare. Am aici niște vopseluri de la Jacquard, din gama Lumie. Sunt vopseluri pentru textile, iar culoarea asta e favorita mea, e un turcoaz perlat și pastelat, de ține să-l mănânci. Am vrut să testez și cerneala acrilică de la Liquid Text, dar n-a fost favorita mea. Dacă vreți însă să vă jucați cu tușul și vreți să învățați mai degrabă, îmi recomand tușurile astea de la Kohinoor. Sunt ieftine și opace. Singurul dezavantaj e că au culori turbate în gamă, dar dacă vă luați un alb și aveți ceva răbdare, vă puteți juca cu ele combinându-le. Mai am niște acrilic de la Darvi, foarte opac și cretos. Îmi place, dar e luat dintr-un outlet unde aveau doar câteva culori. Iar formula asta pare că nu se combină bine cu altele, așa că stă mereu în umbră. Dacă tot vorbim de acrilice, mai am un acrilic de la Art Creation, adică de la Talents, și nu-mi place. Este fix acrilicul ăla care nu e opac de la primul strat și care se usucă plastifiat, pe lângă faptul că pensula lasă urme la fiecare aplicare. Nu bun. Și același fenomen se întâmplă și la cele de la Polycolor pe care vi le-am arătat în partea întâi, dar și la asta de la Renaissance. Din gama de mărunțișuri utile avem și un brush cleaner. E o soluție de la Senelie de avut, dar varianta mai ieftină este alcoolul ăsta de la mustaș. Și nu e ieftină, e mult mai ieftină. În rest am aici lichid de mască pe care îl vom pune la treabă curând aici pe canal. E de la Schmincke. Avem bandă de mască pentru acuarelă, e specială și scumpă, și avem și bandă de mască de la magazinul de materiale de construcții, care, bineînțeles, costă de 3 ori mai puțin. Depinde însă cât de mult lipici are, trebuie să fiți atenți la asta. Am uitat să vă zic de data trecută că dacă vreți să învățați tehnica acuarelei, e bine să apelați la acuarele cu miere sau poate cu sirop de glucoză în ingrediente, în loc de astea de tipul celor pe care le folosesc copiii la școală. Sunt cretoase și nu s-o pace, se mișcă greu. Nu cred că e nevoie să explic de ce nu-s bune. Însă, am paleta asta de la Adele, pe care sunt convinsă că nu o veți mai găsi niciunde, fiindcă are cel puțin 10 ani. Nuanțe de albastru ca acesta de aici eu nu am mai găsit la niciun brand, deci este o bijuterie pe care o păstrez.
Mai am niște cărbune din anii de liceu de care nu m-am mai atins de mult și nici n-am un plan să o fac curând. Ceva tare drăguț și nepus la treabă. Mai sunt aceste pasteluri acuarelabile făcute în Portugalia. Sunt ceva atât de special și în afara zonei mele de confort că le țin frumos în cutie și aștept să ies la pensie când am curajul să le folosesc probabil. Partea bună la povestea asta cu materialele de pictură e că ele nu prea expiră, în sensul că dacă sunt de calitate, țin ani, uneori chiar zeci de ani. Mai am plastilină, o sticlă mare cu tempera albă de la Giotto, iar un brand pe care copiii îl folosesc. Varianta aia de la combinatul fondului plastic despre care am vorbit înainte e incomparabilă totuși. Pe asta pe care o am de la Giotto amestec uneori cu tușurile acrilice, dacă vreau să dau transparență și să am nuanțe mai pastelate. Piesele de rezistență pentru oricine are chef să picteze cu cele mai vibrante culori sunt cele de la Ikea. Ikea are un set tempera de la raionul de produse de artă pentru copii. Tempera cred că sunt, fiindcă nu mi-am minte să scrie pe cutie. Sunt îndrăgostită de ele. Au și varianta de culori mai normale în tuburile astea rotunde. Le veți recunoaște ușor. Ikea e o sursă bună și pentru pensule. Cred că am uitat să vă menționez în prima parte. Sunt astea cu mâneri de lemn și sunt extrem de bune dacă vreți să învățați acuarelă, fiindcă au un fir suficient de moale și vârfurile extrem de bine definite. Țin multă apă și sunt perfecte pentru a experimenta cu tehnicile umede, plus că în setul pe care ei îl au sunt multicele. Închei cu fixativul de la șminche. Eu fixez cu el lucrările pe care le fac. Adun un teanc odată la o lună sau la două luni și îl dau cu spray-ul ăsta pe fiecare în parte. E incolor și se usucă repede. Nu are niciun efect în afară de a proteja lucrarea, plus că se pretează pe orice fel de tehnici. Probabil că am mai uitat de una de alta, dar ne vedem aici. Cu ocazia asta de final vă rog încă o dată să dați subscribe și like și share și ce mai vreți voi dacă vă place acest video. Iar dacă nu vă place, nu cred oricum că ați rămas până aici. Hai, zi frumoasă și liniștită!